Sunt 21 de ani de când am plecat din țară. Căsuța noastră de la sat și grădina sunt tot ce mi-au rămas de la părinți și cel mai mare regret al meu este că, de când ei nu mai sunt, reușesc să mă întorc acasă tot mai rar. Acum câteva săptămâni am revenit și am observat că avem vecini noi. La scurt timp, mi-am dat seama că acești oameni și-au lărgit proprietatea prin a lua o bună porțiune din grădina noastră. Inițial am încercat să le vorbesc frumos, dar atitudinea lor față de mine și de proprietatea mea, care e mult mai modestă decât a lor, m-a convins să merg în instanță pentru a-mi face dreptate. Acest proces este unul important pentru mine, de aceea am pregătit toate actele necesare ce demonstrează faptul că dreptatea e de partea mea. După prima ședință de judecată la care am fost prezent, dar în timpul căreia nu s-a decis nimic, avocatul vecinilor s-a apropiat de mine și mi-a spus: Anatol, în cazul tău nici un document nu te va ajuta. Știu din surse sigure că judecătorul este destul de ușor de corupt. Dacă vrei să câștigi acest proces, vină cu niște bănuți la mine și de restul mă ocup eu. I-am zis că o să mă gândesc la propunere și o să revin cu un răspuns. Dar sunt dispus să-l denunț. Ce trebuie să fac în acest caz? Ce măsuri poate întreprinde o persoană care se confruntă cu o problemă similară? Prima opțiune este să apeleze la CNA, la linia telefonică sau direct la sediu, pentru a denunța acel avocat care pretinde că poate influența judecătorul contra unei sume de bani să adopte o hotărâre favorabilă. Cel mai probabil, sub controlul Centrului Național Anticorupție, cu efectuarea unor măsuri de investigație și cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, vor fi transmiși acei bani avocatului, iar probele acumulate vor fi puse la baza cauzei penale de învinuire a acelui avocat pentru săvârșirea infracțiunii numită trafic de influență. Dacă acțiunile avocatului vor merge până la aceea că va transmite acei bani efectiv către judecător cu scopul de a emite acea hotărâre favorabilă, atunci organul de urmărire penală va putea investiga și acel judecător. O altă opțiune este să se adreseze în paralel cu plângere și la Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților din Moldova, pentru ca aceasta să intenteze o procedură disciplinară în privința acestui avocat care, prin acțiunile sale, încalcă normele deontologice ale profesiei de avocat. În cazul în care Comisia de Etică și Disciplină va considera că fapta săvârșită de avocat reprezintă o abatere disciplinară, aceasta îi poate aplica avocatului una din sancțiunile disciplinare: avertizare, mustrare, amendă, suspendarea activității de avocat sau chiar retragerea licenței pentru exercitarea profesiei de avocat. Nu tolera corupția. Denunță manifestările de corupție la Linia Națională Anticorupție 0800 5 de 5.